Până la sfârșitul acestui an, 20 de blocuri de locuințe din municipiul Slatina vor fi reabilitate termic. Lucrările se află în diverse faze de execuție. Cert este însă că vor fi finalizate până la sfârșitul anului. Totodată, primăria municipiului a dat startul licitațiilor pentru desemnarea celor ce se vor ocupa de reabilitarea altor 60 de blocuri, ce urmează să fie reabilitate anul viitor, însă caută și surse de finanțare. Primăria Slatina continuă și anul acesta programul de termoizolare a blocurilor din municipiu. Mai exact este vorba despre un număr de 20 de blocuri care la acest moment se află în diverse stadii de execuții. Cert este că până la finalul acestui an, toate aceste lucrări care în prezent se fac la cele 20 de blocuri din municipiu vor trebui terminate de către firmele de construcție care lucrează în prezent la ele. Acest program va continua și în anii următori. Cert este că, în afară de aceste 20 de blocuri care anul acesta vor fi termoizolate și se vor adăuga celor de până acum prezente, vor urma alte aproximativ 60 de blocuri care vor fi termoizolate în viitorul apropiat, respectiv următorul an, maxim 2020. Locatarii blocurilor care vor fi reabilitate termic vor plăti o taxă cuprinsă între 150 și 350 de lei pe an, suma fiind stabilită în funcție de suprafața locuinței, plătibilă în două rate. Suma va fi plătită după recepționarea lucrărilor la casieria Direcției Administrarea Patrimoniului. În continuare, vă invităm să vizionați lista cu cele 20 de imobile ce vor fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Strada Dorobanți, blocurile 18 și 19, strada Cireașov, blocurile 2, 8B, 16 și 17, Alea Cazărmii, blocul 3, strada Văilor, blocurile 13, 17 și 22, strada Cuzavodă, blocurile 11 și 17, strada Ecaterina Teodoroiu, blocul 23, strada Plevnei, blocurile 3 și 15, strada Oituz, blocul 19, strada Prelungirea Tunar, blocul S9, Alea Tineretului, blocul FB 24B, Alea Tipografului, blocul 26 și strada Toamnei, blocul 3.